este rezultatul combinației dintre un biocid care s-a folosit la aseptizarea tegumentelor pacientului cu concentrație ridicată de alcool, câmpurile chirurgicale textile și folosirea unui electrobisturiu. Este foarte probabil ca în intersecția acestor trei elemente să fi produs acest incendiu. Este un biocid care s-a folosit la aseptizarea câmpului operator, tegumentelor pacientului. Putea fi folosit acel biocid? Are indicație să fie folosit pentru dezinfectarea pacientei? Da, care... Acest biocid are autorizație de a fi folosit în acest sens. Problema este că electrobisturiul care s-a folosit are în specificația tehnică interdicția de a fi folosit în combinație cu biocidul respectiv. Eu am ajuns la spital în momentul în care pacienta a fost mutată din sala de operație unde a fost incidentul în altă sală. Deci nu am fost în timpul evenimentului în echipa operatorie. Am intrat în a doua sală cu echipa care continua să intervină chirurgical. I-am găsit șocați pentru că au trecut printr-un eveniment neprevăzut. Am intrat în echipa operatorie, în continuare am operat, am finalizat intervenția chirurgicală, în continuare am ajutat echipa de la Arș să finalizăm îngrijirile ca să putem scurta timpul de a sta în blocul operator și a fi transferată în terapia intensivă din secția de mari Arș pentru a-și primi în continuare îngrijirile complexe și maximale pe care trebuie să le aibă o astfel de secție și să putem să o ajutăm în continuare. Imediat când s-a terminat acest eveniment și intervenția chirurgicală, personal am anunțat managerul spitalului, directorul medical, am anunțat responsabilul chirurg de bloc operator și am stat de vorbă cu familia explicându-le toate aceste lucruri. Din poziția de chirurg și de șef de secție, nu am altă responsabilitate decât aceea de a anunța forul meu superior. Incidentul a fost adus la cunoștința conducerii spitalului, care s-a deplasat în unitate și a demarat o cercetare administrativă pentru a identifica circumstanțele producerii accidentului. În acest sens, au fost solicitate și primele declarații ale personalului implicat în incident și au fost păstrate materialele care au legătură cu incidentul. Dacă în urma acestei cercetări administrative vor fi evidențiate fapte, aspecte cu alte conotații, vor fi sesizate organele în drept. De asemenea, în paralel, se efectuează o verificare și de către Ministerul Sănătății, spitalul nostru punând la dispoziție toate documentele obținute în cercetarea noastră administrativă.